S-a încheiat Olimpiada de șah pentru juniori sub 16 ani desfășurată în orașul Eindhoven din Olanda. Echipa chineză a fost victorioasă cu un impresionant scor de 17 din 18 puncte posibile. Turcia, campioană de anul trecut, s-a clasat pe locul al doilea cu 15 puncte, iar Grecia a câștigat medalia de bronz cu 13 puncte. Cu un total de 12 puncte, echipa României s-a clasat pe un notabil loc 9 din cele peste 60 de echipe prezente. Echipa națională a României include jucătorii Filip Magold, Andrei Filip, Vladimir Knejev și Lia Maria, iar marele maestru Vlad Jianu a fost capitanul echipei. Un număr record de 63 de echipe cu un total de 252 de jucători au participat anul acesta la Olimpiada FIDE pentru juniori sub 16 ani.